Marele politician Vasile Capson, ăsta-i tata, a spus că familia trebuie să fie ca un guvern. Bineînțeles, tata fiind capul familiei și-a ales un prim-ministru pe care să-l conducă din umbră. Și uite așa, premier în familia noastră a ajuns un chiubibi, fratele mai mic al lui tata, care are capul tare și se pot sparge toate oalele în capul lui. Înainte de a fi prim-ministru familiei, nimeni n-avea nicio pretenție de la el. Dar acum, de pe poziția în care se află, se vede clar că nu-l duce capul la nimic. Mă rog, săptămâna trecută a avut loc în familia noastră o remaniere familială. Momentul a fost foarte bine ales, săptămâna patimilor, pentru că toți cei noi veniți inspiră milă. Majoritatea sunt din familia lui bărbatul. Soacră mea, opozantă de... a acceptat în sfârșit să facă parte dintr-un guvern de coaliție. I s-a oferit postul de ministru al sănătății. Bătrâna, ca orice ministru al sănătății, are boală pe toată familia noastră. Pe toată ar vrea să o desfințeze definitiv. Mă rog, să pricepe la medicină, că toată ziua bate toate ușile policlinicilor. Tante Aglaia, soră sa, a fost făcută purtătoare de cuvânt. Că toată ziua poartă vorba de colo-colo. Iar justiția a luat-o bunicul. De ce? Ce dacă are cataractă? E puțin chior. Ce justiția nu este oarbă? Mă rog. În postul de ministru al sporturilor a fost propus Văru Fanedoi, care e fotbalistul familiei. Dar mă rog, la primul tur de scrutin a fost respins. E extremist. Păi dacă joacă numai extremă stânga... S-a mai pus odată la vot și, în sfârșit, cu unanimitate de voturi, a fost ales un Chiutase. E mai de centru. Joacă așa, centru, centru-dreapta. Pe postul de ministru al forțelor armate a fost ales Nea Grigore, care a fost lăsat de curând la vatră. Păi nu se mai poartă gradați. Numai civili trebuie puși în postul de conducere al forțelor armate. Chiar dacă sunt instruiți, îi instruiește președintele, adică tata. Externele le-a luat Finu Gogu, care a fost externat de curând la spitalul de urgență. I s-au scos petele roșii din curriculum vitae și s-a dat o fată așa mai umană. Ministru de interne. Ah, ca ministru de interne a fost numit unchiul Mișu, care știe să bată. Bate covoarele, bate fasolea, bate alvița, ce mai e, specialist în bătaie. La învățământ. La învățământ l-am numit pe nepotul meu, Georgica. Oh, e așa de priceput în pedagogie. Mi-a rămas de 3 ori repetent în clasa 12-a, până și profesorii îl salută cu respect. L-au văzut de atâtea ori că până la urmă au crezut că e colegul ei. Serios, pe cuvântul meu de onoare. Cultura. Bine, cultura a luat-o nașul Titi. E un pocherist ce nu s-a văzut, trage niște caci almale extraordinare. Ce mai, domnule? Toți din familia noastră se pricep la politică. Până și nepoțelul meu de 5 ani, Bobiță. Serios, s-a molipsit și el de la televizor. Când a văzut-o pe maică, să crește burta până la gură și gata, gata, să-i dea un frățior, a strigat, tati, tati, vino repede să vezi ce a făcut inflația. Mă rog. Să vedem ce o să facă el săracul mai târziu, când o crește mare. Ministru, nu ajunge în niciun caz, pentru că e singurul din familia noastră care înainte de 89 n-a fost membru de partid. Deocamdată toți o ducem foarte prost, dar tata e foarte mulțumit de guvernul pe care l-a făcut. Mâine dimineață m-a chemat la prima oră la el cu televizorul în brațe. Cred că vrea să mă facă președinta televiziunii. Mamă, ce-ar fi? N-o veni în revelionul. Vă trag de anul nou, Robingo, să mă pomeniți. Pa!